And also Mr. Nanku, director of another old woodworking factory which specializes in stratified woodworking. Câteva date despre Bogart sau dacă doriți dumneavoastră să vă detaliem câteva lucruri, sunt which are pretty much now, but I just to say a couple of things about the city in which we are now, but what now? Dacă îmi permite să fiu la lui, we want to present our delegation also, vrem să prezentăm delegația noastră de asemenea. Începem cu excelența sa, ambasadorul Belarusului. Would like also to present our delegation, His Excellency the Ambassador of Belarus. His Excellency, Mr. Ambassador of the Palestinian Territories. Alexander, reprezentantul Federației Ruse. Mr. Alexander, the representative of the Russian Federation. Julia, reprezentantul Federației Ruse. Also Ms. Julia from the Russian Federation. Domnul președintele Camerei de Comerț România-Rusia. Mr. Tudor, the president of the Chamber of Commerce Romania and Russia. Domnul Marshall, reprezentantul economic al ambasadei Olandei. Mr. Marshall, the economical representative of the embassy of the Netherlands. And other distinguished guests that are here now present with us today. Suntem onorați să fim astăzi la dumneavoastră. Eu sunt Ovidiu Stancu, președintele Federației Europene a Camerei de Comerț. We are honored to be here with you today. My name is Ovidiu Stănică. I am the president of the Chamber of Commerce. Și așteptăm să ne prezentați frumos în dumneavoastră oraș. And we are waiting for you to say a couple of words of the city of Bogna. Da, avem localitatea noastră are statut de oraș de categoria a doua, număr de 14.000 de locuitori. Traversăm ca toate celelalte orașe și toate celelalte comunități din zona României o perioadă de după o perioadă de căutări, de regăsiri. Târgovna is a city, a category 2 city with 14,000 inhabitants, and as with other cities and communes from Romania during this period, we are now in search of new things and trying to figure things out because of the pandemic. Și am pornit pe un drum, spunem noi, un drum frumos și sigur, cea de statut de stațiune turistică. And we are now beginning to accredit the city of Târgovna as a touristic destination. Avem și statut de stațiune turistică de interes național. It is în 2001. We have since 2001 we have the statute of a touristic destination of national interest in Romania. Și de asemenea avem și statut de stațiune balneoclimatică. And also we have the statute of a touristic destination for curing ailments. Acestea au fost dobândite ca urmare a statonicii localității aici, a rezervelor de sare pe care le gestionează, au fost primele rezerve de sare din Moldova descoperite. Here in Târgovna, the first deposits of salt were discovered in the region of Moldova. This was in the 14th century. And this is one of the main reasons why Târgovna is a touristic destination. People come from all over the country to spend time here to go into the salt mines, to inhale the aerosols there and to cure their different ailments, asthma or different other. Avem 7 izvoare cu apă minerale. We have 7 springs with therapeutic mineral water. 6 izvoare pentru tratarea diverselor afecțiuni externe. 6 of these will treat different ailments. Și un izvor pentru tratarea afecțiunilor interne, care aparatului gastrointestinal. And another spring that is good for internal ailments with human body. The first 6 are for exterior ailments, and the last one is for the interior ailments. Din anii 1800, Târgovna a avut statut de stațiune turistică. Since the 1800s, Târgovna aici avem o turistică imagine ale vremii. From that period of time. De asemenea, avem și o activitate economică care e bine ancorată în realitățile orașului și contribuie atât ca și
crearea unor locuri de muncă și menținerea unor locuri de muncă, dar și contributor la bugetul local. We also have economic activity which is anchored in the needs of the citizens and which generates revenue for the local towns. Da, noi fiind în apropierea municipiului Onești, care a fost o platformă industrială petrochimică, aici a fost zona de relaxare, zona unde oamenii se simțeau bine după ce ieșeau din comună. Tecomna is close to the municipality of Onești, which had a large industrial area, and people would come here in Tecomna to relax, to unwind. În ultimii ani s-au dezvoltat serviciile de turism. During the last couple of years, we have intensified our efforts in developing the tourism sector. Avem acreditate în jur de 1200 de locuri de cazare. We have around 1200 accommodation places in all the hotels and B&Bs, hotels, diverse investiții private. Just as a figure of comparison, in Moldova, where we just left, there are about 3800. De asemenea, trei instituții ale Ministerului Justiției care desfășoară activitatea în Tecomna. And we also have three institutions from the Ministry of Justice that have their office here in Tecomna. Este singura școală de pregătire a personalului din România, școala națională And also here in Tecomna we have the only school which prepares guards for prisons in all of Romania. Un spital penitenciar. And also we have a hospital in this penitentiary. Și un centru de educare a tinerilor care au făcut și diverse. And also a center for re-education of young people that have minor. Toate aceste instituții au aproximativ 700 de locuri de muncă. All these institutions are have approximately 700 places for people that work in them, jobs. De asemenea, în parteneriat cu Consiliul Județean Bacalău, s-au creat două instituții de îngrijire a persoanelor cu dizabilități. And also in partnership with the Council of the County of Bacalău, we have developed two places for helping. 120-130 de locuri de muncă. Pentru persoanele îngrijite persoanelor cu dizabilități. Center, two centers for treating people with different disabilities. Și acum mai derulăm împreună cu încă un proiect în care va mai apărea un obiectiv tot în această direcție. And also in current progress we have another facility just like that to help people with disabilities. Tecomna este o localitate, spunem noi, că se trăiește mult frumos și bine. We like to say that in Tecomna people live long, beautiful and good. Avem aproximativ 10 persoane care au depășit 100 de ani. We have approximately 10 citizens that are that have passed the age of 100 years. Pentru că aparent aici clima este o climă blândă, o climă caldă, cu temperatura de aproximativ 10 grade pe medie anual. This is helped by the fact that we have gentle climate. The annual temperature, median temperature, is about 10 degrees centigrade. Cu veri temperate, cu ieri nu foarte dure. Summers are temperate and the winters are not that harsh. Iar existența salinei și tot ce înseamnă ionii de natru care sunt în atmosferă, combinați cu apele minerale care vin și de la Slănic, prin râul Slănic și cele de la Tecomna, creează un microclimat în care te simți pur și simplu bine. And also the therapeutic mineral springs alongside with the salt mines create very good microclimate. Alături de colegii noștri și de Consiliul Local derulăm diverse investiții cu finanțări atât guvernamentale cât și europene. We have different projects with the participation of local businessmen and also with European funds. Și facem toate eforturile să menținem un oraș frumos, curat și atractiv. And all of our efforts are directed in maintaining a good, clean city in which people love to live. Pot fi spuse multe, avem 600 de ani de atestare. There are a lot of things that we can say about Tecomna, but the most important one is that the first time in which Tecomna was attested in documents was 600 years ago. Da,
Dar cred că cel mai bine ar fi dacă distinșii noștri oaspeți doresc anumite informații punctuale pe care noi. And of course, if you are interested in finding out other things, we accept all your questions that you may have. Aveți în și un client despre câteva lucruri despre Târgocna și un mic simbol cu sare. We also have a flyer with different information about Târgocna and a small token that is made out of salt. Domnule președinte, dacă invitațiile celor din Numele meu este Tiba Iosif. My name is Tibor Iosif. Și sunt directorul sucursalii Salina Târgocna. And I'm the director of the local salt mines here in Târgocna. Vreau să vă zic de la început că Salina Târgocna, primele atestări documentare datează din anii 1380. The first documentary attestations of the salt mines here in Târgocna are from the year 1380. Atunci au fost descoperite primele aflorimente ale sării la suprafață. That is when they first discovered the first salt deposits at the surface here. Din 1930 până astăzi se exploatează încă sare din acest zărcământ. From 1930 and up until today, we still harvest the salt from that deposit. Mai multe de la de prezentul domnului director au luat pe cei întrebă în salină. Mai multe de informații, domnului director? Da, vă pot spune. Să fim un pic concentrați pe... And we'll find out other details once we'll go to the salt mines and Mr. Director will tell us more then. Aș dori să vă precizez din de la început că Salina Târgocna are două sectoare de activitate, un sector de activitate pentru exploatare sării sub formă solidă. The salt mines here in Târgocna have two different sectors. One of them așa și un sector de exploatare a sării sub formă de soluție. One of them is with gathering, harvesting the salt and its natural state, solid state, and the other one is in liquid state, in which they introduce water in the depths of the earth, and they would find a mixture of salt and water. Această soluție o trimitem prin conducte la o distanță de 26 de kilometri la combinatul de produse clorosodice din complex Borzești. This saline solution, we pump it into conduits, and we send it 26 kilometers from here to the nearby plant facility. Pe lângă cele două activități de producție, am dezvoltat și o activitate de turism. And we also have the third sector that is with tourism, care se află la o adâncime de 240 de metri, unde vă invit cu plăcere să o putem vizita împreună și o să vă explic la fața locului mai multe detalii, dacă... The tourist sector of the salt mine is situated at a depth of 240 meters, and we'll find out more when we will arrive there. Numele meu este Nicolae Ioan și sunt reprezentantul fabricii de mobilă SC Coșna SA. My name is Nicolae Ioan and I'm representative of the factory of woodworking Coșna Society. Societatea a fost înființată în 1991. It started in 1991. Și este specializată în producția de mobilier de lemn masiv. And it specializes in making furnishings from massive wood. Suntem un număr de 160 de angajați. We have 160 employees. Piața de desfacere fiind Franța și Statele Unite. And we mostly ship to France and United States. O cifră de afaceri de 4 milioane de euro pe an. And our number in business is about 4 million euros per year. Domnule,
abroad. My father is the founder, and I always like to make a joke that the company was founded in the year I was born. Now you're gonna ask how old I am. I am 29, so that's the time when we founded the company. Our company is focused in producing wooden doors and windows from stratified wood. We aim to the premium market, and we produce premium quality products. Even though they are, let's say, some expensive products, our market is 70% Romania, and the rest of it, it's the rest of the world, from Melbourne to Norway to the whole world, actually. We also ship to Miami too, and most of them are private projects, and we do villas and stuff like that. So if you have an interesting project that you have to have interesting doors and windows, you can come to us. So yeah, that's the history of our company. We are 70 people who are working in this company. It's a family business, and our turnover is around 2 million euros per year. Yeah, so I guess I said both. Yeah, thank you. Would you like to ask some questions? No, actually, we are anxious to start a tour if it's possible. Thank you very much. Noi vă mulțumim că ați ales să vizitați Chelbuca. Vă așteptăm să reveniți cu plăcere oricât timpul vă permite, alături de colaboratorii dumneavoastră, alături de cetățenii statelor pe care îi reprezentați în România. Și ne bucurăm oricând să vă avem oaspeți. Thank you for coming to Târgovna, and of course we, if you would like to return here as tourists, and also, of course, our arms are open. Now we will walk downstairs, and where we parked our cars, we will see a bus that will be waiting for us, and we will go with that bus in the depths of the Solomon.